Cazul furtului și incendierii autovehiculului abandonat în Herăclean a fost elucidat. Cei care se fac vinovați de furtul autoturismului din localitatea Lompierd și incendierea acestuia câteva ore mai târziu sunt doi minori din Derșida de 15 respectiv 16 ani. Aceștia au creat un prejudiciu de 5.000 de lei. În prima zi a acestei săptămâni, în jurul orei 5 dimineața, localnicii de pe o stradă din Herăclean au dat alarma. În fața casei lor, o mașină ardea ca o torță. Aceștia au anunțat de urgență pompierii, însă, din păcate, în momentul în care detașamentul Zalău a ajuns la fața locului, mașina era distrusă în totalitate de flăcări. Cercetările pompierilor au dus la concluzia că focul a fost pus intenționat de către persoane neidentificate. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au efectuat și ei cercetări și au reușit să identifice pe făptași. Este vorba de doi minori de 15, respectiv 16 ani din Derșida. După ce au furat autovehiculul din fața casei unui localnic din Lompierd, au condus-o și apoi au abandonat-o într-o parcare din localitatea Herăclean, unde i-au dat foc pentru a-și acoperi urmele. Autovehiculul a ars în întregime, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 5.000 de lei, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Polițiștii continuă cercetările, cei doi tineri urmând a fi trași la răspundere penală pentru furt, distrugere prin incendiere și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.